Binecuvântat să fie Domnul! Dragii mei, trebuie să vă mărturisesc că stând acolo pe acel scaun m-am zbătut tare între două subiecte de predică. Unul pe care l-am mai predicat, altul care nu l-am predicat cel puțin în ultima perioadă sau cel puțin de foarte mult timp. Dar m-am gândit că noi ne uităm deseori la predicator și vrem predici foarte noi, dar cântăreții tot timpul repetă cântările. Și la fiecare cântare, atunci când o mai auzim încă o dată, Dumnezeu poate să cerceteze inima noastră mai profund. Poate din cuvântul ăsta pe care eu am să vi-l citesc, ați mai auzit predici, sau poate chiar un astfel de subiect, dar sunt foarte convins că Dumnezeu e gata și în seara asta să ne vorbească tuturor. Și ceea ce e extrem de important e ca omul să rămână cu inima deschisă, ca Dumnezeu să poată să-i vorbească. Psalmul 137, citim câteva versete, de la versetul 1 până la versetul 4 inclusiv, și acest cuvânt al lui Dumnezeu spune așa: pe malurile râului Babilonului ședeam jos și plângeam când ne aduceam aminte de Sion. În sălcile din ținutul acela ne atârnaserăm harpele, căci acolo biruitorii noștri ne cereau cântări și asupritorii noștri ne cereau bucurie zicând: cântați-ne câteva din cântările Sionului. Și acum se pune o întrebare: cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Până aici cuvântul Domnului, vă invit cu respect să ocupați locurile. Dragii mei, mă simt bucuros să fiu împreună cu dumneavoastră în această seară. Și cred că ori de câte ori frații se adună împreună, ori de câte ori se deschid scripturile, Dumnezeu e gata să vorbească. Vă promit că nu o să vă încerc răbdarea, știu și ora de încheiere a dumneavoastră de vineri seara, așadar o să fiu foarte cumpătat. Dar cât timp stăm aici, aș dori să activăm sinceritatea maximă. Trebuie să plecăm din următorul punct. Trebuie să fim realiști că nici noi nu mai suntem sinceri cu noi. Că deseori omul e tentat în viață să nu fie sincer nici măcar cu el însuși. Pentru că se simte mai comod atunci când nu e sincer cu el, când, și oarecum se ascunde așa după ideologia următoare: bă, nu-s eu chiar așa cum trebuie, dar o să fiu. Și deseori omul se vede prin ceea ce ar trebui să fie, nu prin ceea ce este de fapt. Iar când tot timpul te uiți și tu te crezi ceea ce de fapt ar trebui să fii, nu ceea ce ești, parcă nu mai ai nici dorință prea profundă de schimbare. În seara asta v-aș provoca să activați sinceritatea maximă și să ne uităm la noi înșine. Eu o să pun întrebări în timpul predicii mele, dar nu trebuie să-mi răspundeți mie, vă răspundeți fiecare, dar faceți-o foarte sincer. Notați-vă în minte, în inimă, apoi meditați la ceea ce eu vă spun în seara asta și, de ce nu, schimbați tot ceea ce trebuie schimbat. Dumnezeu l-a creat pe om să fie liber. Ascultați-mă. Dumnezeu l-a creat pe om să fie liber. Din păcate, oamenii din generația asta noastră sunt robi și sunt foarte robiți. Dacă eu v-aș întreba în seara asta câți dintre voi sunteți liberi sau sunteți robi, poate 99% din cei care sunteți aici veți spune: dă-te, eu sunt foarte liber, adică eu fac numai ce vreau eu. Și dacă fac numai ce vreau eu, înseamnă că eu sunt liber. Citeam o poveste interesantă, că la un moment dat un om a găsit un ou mai aparte, mai mare ca și ou de găină, l-a luat, l-a dus acasă și l-a pus sub o cloșcă. După ce l-a pus sub cloșcă, au trecut zilele alea, săptămânile alea care trebuia să stea ou sub cloșcă, și la un moment dat iasă pui de găină și puiul ăla, care nu era cu pui de găină. Omul ăsta, gospodarul ăsta, nu știu ce fel de pui îi. Da, l-a băgat acolo într-un țarg, l-a îngrădit împreună cu cloșca și cu puii de găină, le-a făcut acolo un loc de unde să nu plece și o să voi rămâneți aici.
Dar într-o zi, zice că trece un vânător pe acolo, își dă seama ce fel de pui e ăla și spune așa: gospodarule, nu vrei să-mi dai mie puiul ăsta datorită faptului că ăsta e pui de vultur, ăsta nu-i pui de găină. Ăsta a fost creat să trăiască liber. Cu chin cu vai spunea povestea asta că gospodarul cedează și îi dă puiul ăla de vultur, vânătorul ăsta se duce undeva pe un pisc înalt, se uită la puiul ăla de vultur care nu a zburat în viața lui, că toată ziua a stat și o căuta râme și o căuta printre gunoaie împreună cu frățiorii lui mai mici. La un moment dat l-a aruncat cât de puternic a putut el în sus, că a zis: tu ești vultur și tu trebuie să zbori liber. Tu nu ești găină să stai să cauți printre gunoaie. L-a aruncat cât de puternic a putut în sus, dar l-a nu zburat în viața lui. L-a văzut că vine în picat și a zis: bă, l-am nenorocit, nu mai bine îl lăsam eu între gardurile alea să caute râme printre gunoaie, l-am nenorocit. Dar puiul ăsta de vulturi coborând a început să dea în disperare din aripi și la un moment dat a văzut că poate să se țină în aer, să planeze, și înainte să atingă pământul, spunea povestea asta așa, că la un moment dat își ia din nou zborul și se înalță cât de sus a putut el, că de-abia se mai vedea, și continua povestea așa într-un sens figurativ: ce-ar fi gândit puiul ăla de vultur? Și puiul ăla de vultur spune așa: ce mare har pentru mine că Dumnezeu m-a creat vultur și nu găină. Că pot să fiu liber și pot ca să simt aerul rarefiat de pe înălțimile lui Dumnezeu și nu stau să caut printre gunoaie toată ziua. Știți la ce m-am gândit în momentul ăla? Că noi deseori, și iertați-mi comparația, de aici mă pun pe mine să nu se supere nimeni pe mine, semănăm cam cu niște găini care toată ziua caută printre gunoaie. Când de fapt Dumnezeu și Biblia îi aseamănă pe oameni, zice că cei bătrâni vor întineri ca vulturii. Și știți că, cum îți dai seama că un vultur e bătrân? Un vultur îți dai seama că e bătrân prin faptul că la bătrânețe se înalță foarte sus. Cu cât se înalță mai sus, înseamnă că e mai curajos. Cu cât îl vezi că se înalță mai sus, spui: bă, e un vultur bătrân, că numai vulturii bătrâni au curajul să se înalțe atât de sus. Știți ce înseamnă asta? Că pe măsură ce îmbătrânim și mergem în credință din ce în ce în tot mai mult, omul trebuie să devină din ce în ce în tot mai curajos înaintea lui Dumnezeu. Dar de fapt, cum e viața multora? Că noi am început foarte curajoși, am început așa în dragostea aia din tâi, am început cu avânt, bă, nu conta, trei oameni dacă eram, ăia trei ne rugam până Dumnezeu schimba ceva, și mai apoi, încet, încet, din vulturii care trebuiau să se înalțe din ce în ce în tot mai sus, tare mulți au devenit niște găini, care s-au lăsat robi ai lumii ăstea, care stau toată ziua să caute printre gunoaie, care stau toată ziua să caute printre râme din lumea asta, uitând că de fapt el a fost creat ca să trăiască liber înaintea lui Dumnezeu. Că viața se zbate între aspectul ăsta, între liber și rob, între a trăi. Bine, e adevărat, diavolul a denaturat termenul ăsta de liber și unii au venit și au spus că liber e ăla să facă ce-l taie capul, iubește-l pe Dumnezeu și fă tot ce vrei și nu contează, toate lucrurile sunt ok, Dumnezeu are o variantă și pentru tine, te va băga cumva în rai, are Dumnezeu o șmecherie. Nu! Ascultați, libertatea înaintea lui Dumnezeu arată altfel. Dar din păcate și libertatea înaintea lui Dumnezeu a fost îngrădită și mulți și-au lăsat pur și simplu libertatea îngrădită. Revin din nou la prima mea întrebare. Dacă v-aș întreba câți dintre voi sunteți liberi, poate mulți ați ridica mâna și ați spune: eu sunt liber. Nu știu ce predici tu acolo, dar eu sunt foarte liber. Fac ce vreau eu, mă duc unde vreau eu, gândesc cum vreau eu, nu-mi impune nimeni ce să fac. Uite că sunt foarte liber. Ei, poporul lui Dumnezeu, despre care eu v-am citit azi, în seara asta, la un moment dat erau luați în robi în Babilon, într-un exil babilonian de vreo 70 de ani. Ăștia, în robia asta babiloniană, aveau o oarecare libertate pe care n-au știut să o exploreze, n-au știut să o speculeze, n-au știut să se profite de ea. Noi suntem, ca și oamenii ăștia, timp de 70 de ani în robia babiloniană, suntem preți de câțiva zeci de ani cât Dumnezeu hotărăște, suntem aici pe pământul ăsta. Biblia spune că Domnul a pus hotare locuinței noastre. Dumnezeu ne-a așezat, suntem aici, nu putem să plecăm, nici ei nu puteau să plece din Babilon.
A pus Dumnezeu granițe și vieții noastre. Dumnezeu știe când plecăm din lumea asta. Dar între granițele astea, de când te-ai născut și până pleci, de când te-ai trezit și până când adormi înapoi, între granițele astea, Dumnezeu te vrea un om liber. L-a lăsat Dumnezeu pe poporul său aici în robia asta babiloniană să fie liber și cu toate astea ei au ales de bună voie să fie robi cu acte în regulă. Pentru că în moment, am să vă arăt în această seară câteva semnalmente ale unui om care e de fapt rob. Să vă faceți bine socotelile, să vedeți pe unde sunteți robiți și să-L rugăm pe Domnul în seara asta să ne ajute să fim oameni liberi înaintea Lui de tot ce înseamnă lume, păcat, prejudecăți și orice alt fel de, orice altceva de felul acesta, ca să putem să trăim liberi. Și ascultați, oamenii ăștia liberi, robi aparent, dar cu libertate extraordinară, încep să fie pur și simplu ei, de bună voie, acceptă să fie robi. Și auziți ce zice Biblia, primul semn al unui om rob din generația noastră. Pe malurile râului Babilonului ședeam jos. Aici poți să-ți faci o socoteală foarte bună dacă tu ești un om liber, sau ești că oamenii liberi înaintea lui Dumnezeu sunt coordonați de Dumnezeu, oamenii robi, da? Ținuți, legați, sunt coordonați de diavolul, sub diverse forme. Și aici, dacă îmi permiteți o exprimare mai directă, poți să-ți faci socotele dacă ești coordonat de Dumnezeu sau de diavolul. Sună dur și direct. Dar ascultați-mă, e realitatea în care, din păcate, de multe ori trăim. Primul semnalment al oamenilor rob, pe malurile râului Babilonului ședeam jos. Știți ce fel de libertate ne dă Dumnezeu și deseori oamenii nu știu să profite de ea? Ne dă Dumnezeu libertatea de a-L sluji în fiecare zi cu tot ceea ce suntem. Și oamenii aleg să fie robi cel mai des, să fie robi exact cum au făcut ăștia. Pe malurile râului Babilonului, atenție, ședeam jos, adică nu făceam nimic. În momentul în care te-ai trezit dimineața și îți dă Dumnezeu 12 ore, ți le dă Dumnezeu ca în libertatea pe care Hristos ți-o dă, e să ai acțiune, nu să nu faci nimic. Un om care timp de 12 ore într-o zi nu face ceva pentru Dumnezeu, înseamnă că e robul diavolului. Ăștia, pe malurile râului Babilonului, zice, ședeam jos, nu făceam nimic, inactivitate. Și știți ce se întâmplă când Dumnezeu vede și când diavolul de fapt vede pe un om care e rob al inactivității și al statului degeaba? Pe omul ăla pe care diavolul vede că el e rob al inactivității, e rob al statului degeaba, îl prăbușește 100% mai devreme sau mai târziu, dă cu el de pământ. Eu n-am voie să treacă o zi fără să fac ceva ca Dumnezeu să fie glorificat, n-am voie. Sunt un om liber, diavolul știe ce vrea, să mă robească, să stau degeaba, să mă închidă în gardurile alea în care să mă pună să caut gunoaiele din viața, din lumea asta, când de fapt Domnul spune, băi, ești liber, du-te și fă ceva ca numele lui Dumnezeu să fie glorificat. Deseori oamenii se lasă îngrădiți în gardurile alea și trec 12 ore, 24 de ore, trece o săptămână, trece o lună, trec ani de zile și oamenii care aparez spun, băi, eu sunt om liber, nu mai fac ceva care să-L glorifice pe Cel care i-a dat libertate. Un om care e liber, în fiecare zi face ceva ca Dumnezeu să fie glorificat. Hai că revin la asta, dar vreau să vă arăt ce se întâmplă cu un om care e rob al statului degeaba, a inactivității, a nefăcutului nimic înaintea lui Dumnezeu. Biblia spune așa, pe vremea în care împărații mergeau la război, și remarca asta a Bibliei e extrem de importantă, împărații mergeau la război, David, care era un împărat, alege să rămână degeaba acasă. Și David s-a lăsat cuprins de inactivitate. Și a zis, eu sunt rob al plictiselii. Eu sunt rob al nefăcutului nimic. În plictiseala lui, David iasă la o plimbare pe acoperișul palatului. O vede pe Batsheba, îi fuge mintea și ochii unde nu trebuie, începe să pună întrebări ilegale, o aduce acasă, comite un păcat greu și de aici începe prăbușirea lui David. Un păcat comis îl aduce pe al doilea, că l-a omorât după aia pe Urie, după aia aduce pe al treilea, că nu a vrut să-și îl mărturisească o bucată de vreme și atunci Domnul zice, lasă că îți dau eu până gemi. Și a început să recunoască, zice, câtă vreme am tăcut, gemeau oasele în interiorul meu, eram terminat.
Și toată povestea asta al statului degeaba al lui David, care l-a prăbușit, l-a făcut să plătească cu 4 prunci morți. Și o trebuie să plătească David cu 4 prunci morți. Și toată asta datorită faptului că Dumnezeu l-ar fi vrut ca el să facă ceva pentru popor. Și ceea ce trebuia să facă atunci era să fie pe câmpul de bătălie. Și David a ales să rămână degeaba acasă. Gândiți-vă la ziua de astăzi. Și faceți-vă o socoteală profundă, că aici sunt lucrurile foarte serioase. Bă, ce-am făcut eu astăzi ca Dumnezeu să fie glorificat? Și de cumva n-ați făcut nimic, ascultați-mă bine, trebuie să ne ia cu mari emoții. Nu-i voie să treacă o zi ca un om liber care trăiește necoordonat de diavolul, care trăiește sub coordonarea lui Dumnezeu, să-i treacă o zi fără să facă ceva ca Dumnezeu să fie glorificat. Eu locuiesc într-un orășel micuț. Har Domnului că avem pocăiți mulți. Toată lumea mă știe. Mă-s pastorul de la o biserică mare cu vreo 700 de membri, mulți acolo, băgați în toate instituțiile. Toată lumea știe pe pastorul de la pocăiți. Bă, într-o zi eu m-am gândit ce să fac. Că trece ziua de astăzi și n-am făcut nimic ca Dumnezeu să fie glorificat. Și m-am tot frământat. Ce să fac, ce să fac, ce să fac. Bă, și mi-am adus, m-am gândit eu, era vineri după masă. Vineri acolo în oraș, în Făget, e piață. Vin toți de pe toate satele acolo la piață, e nebuneală maximă. Și am zis, băi, eu mă duc acolo pe strada bisericii, cu minte din principală pe strada bisericii, acolo în col, stau oameni care se duc în două sate uitate de lume și am zis, bă, sigur, găsesc eu vreun bătrân, vreun bătrânic acolo la ocazie, mă duc și o iau și o duc până acasă. Și fac asta în numele Domnului, că nu pot să treacă ziua de astăzi fără să fac ceva. Și mă duc. Găsesc o bătrânică cu vreo 7 plase, că nu a putut avea mai puține. Băi, zic, m-am gândit eu când am văzut, n-ați putut să aveți mai puține plase, m-am gândit eu. Am oprit în dreptul ei, am salutat-o și zice către mine, zic eu către ea, zic, am oprit să vă duc acasă, unde mergeți? Și am zis, ce satul? Zice, eu vă duc acasă. Ea săracă era foarte mirat, eu nu mă gândesc spălase mașina. Frumoasă Lucea, i-a zis, uitați, eu mă dau jos, îi iau, îi pun toate plasele în portbagaj, ea șocată bătrânica. La un moment dat, urcăm în mașină, eu dau drumul la... Eu am să mă recunoaște, nu m-a recunoscut. Bun, nu-i bai. Am dat drumul la muzică, cânta muzică creștină. Eu am zis, slăvit să fie Domnul că ne-a mai dat o zi. Ea nu zicea nimic. Am zis, ați fost la piață? Da. Și cum a fost? Ați luat ceva? Bine. Bă, niște răspunsuri scurte din alea, bă, ce le-am pus pe mine să vin să o iau pasta la ocazie? Dar în inima mea vibrea următoarele, vreau să fac ceva ca numele lui Dumnezeu să fie glorificat. Orice, că-s liber, nu-s ținut de diavolul să stau toată ziua degeaba. Bă, mă duc, ajung acasă, o dau jos, se dă jos din mașină, îi dau toate plasele jos din mașină și am zis că treia Dumnezeu să vă binecuvinteze. S-o întors cu spatele la mine și-o plecat. Prima reacție a românului. Bă, serios? Chiar trebuia să o aduc eu pe asta acasă? Serios? M-am plecat așa de mâgniș, de supărat și am zis, bă, uite, eu am vrut ca Dumnezeu să fie glorificat și uite ce fac eu și ce iasă. Și am vrut să nu stau degeaba, era o vinere liberă a mea, n-am fost plecat pe niciunde, n-am avut nicio mormântare, n-am avut nimic de făcut. Am zis, bă, trebuie să fac ceva astăzi. Și zic, uite, m-am venit să fac și eu ceva și uite, uite care e de fapt rezultatul. N-am zis nimic. Eu în interiorul meu am zis, Doamne, Tu știi că eu am făcut pentru Tine. La un moment dat, după câteva zile, mă sună primarul din oraș și zice, domnule, nu vii să bem o cafea? Ba da. Mă duc la primărie, el mă așteaptă în fața primăriei și în fața primăriei bătrânica asta. Și a se uită așa șocată la noi. Îl cunoștea pe primar. Și a zis, dar ce te uiți așa la noi, mătuș? Și a zis către el. Și îl cunoști pe domnul Alin? Ea nu scotea niciun sunet. O să-l e pastorul de la Pocăiți, de la biserica aia mare, zice. E pastorul de acolo, de la Pentecostal. Bătrânica începe să-și facă cruce și începe să zică, ioi, Doamne Iisuse, ioi, Doamne, că l-am lăudat eu pe Dumnezeu, n-am știut eu cine m-a dus acasă, atât am mulțumit eu la Dumnezeu, mă, atât m-am rugat eu pentru Tine după masă, așa am zis, Doamne, dă-i sănătatea ăla la care m-a dus, atât l-am lăudat, oameni buni, pe mine femeia m-a blocat în fața primăriei. Mi-am dat seama încă o dată că omul trebuie să fie liber în a face. Că Dumnezeu e acela care știe și să binecuvinteze și să-și facă partea și să primească laudele. Că Dumnezeu e acela care le primește laudele când vrea El, nu contează asta. Dar are nevoie de oameni care să facă.
Sunt prea puțini oameni care își mai pun viața, își mai pun trăirea, își mai pun sentimentele, mai pun tot ceea ce au ei, ca să trăiască într-o libertate deplină, să nu fie ținuți de diavolul prin statul degeaba, prin inactivitate, prin plictiseală și în fiecare zi să găsești ceva de făcut, în fiecare zi să găsești ceva care să laude pe Dumnezeu, în fiecare zi să găsești ceva care să aducă glorie la adresa lui Dumnezeu. Așa arată de fapt un om liber. Omul care nu face nimic, o repet încă o dată, în așa fel încât Dumnezeu să fie glorificat, înseamnă că n-are coordonarea lui Dumnezeu. Și asta sună dur. Spun asta în bisericile noastre și la un moment dat în biserici pline și văd deja niște frețe crispate, că își dau seama, bă, n-am mai făcut nimic de mult pentru Dumnezeu. Am stat degeaba toată ziua, nu m-am cerut, m-am milogit, Doamne, mai dăm, mai făm, cum să facem, să mai fie și mie bine, mai mă scap de un credin, mai îmi dai o vacanță, nu știu pe unde. Păi și Dumnezeu zice, băi, oameni bune, ești robul vacanțelor, ești robul milogelilor, ești robul lucrurilor ăstora de pe pământ, ești toată ziua cu gunoaiele astea de pe pământ, ai mai uitat să faci ceva ca cerul să fie glorificat, ai mai uitat să faci ceva ca Dumnezeu să fie înălțat, ai mai uitat ca să mai faci ceva ca în urma ta să se spună glorie unui Dumnezeu mare, că mai are oameni prin care Dumnezeu își mai face partea. Deseori ne uităm, bă, câte gardurile de largi, bă, dacă avem mai mulți, ne apucăm să facem și noi, dacă nu avem mai mulți, nu ne apucăm. Știți ce mult contează fiecare în bucățica lui să înțeleagă că Dumnezeu l-a lăsat să trăiască într-o libertate frumoasă, ca în fiecare zi să facă ceva ca Dumnezeu să fie glorificat. Știți, mă întreabă deseori câte un tânăr la câte o conferință de tineret, de ce eu nu-mi găsesc menirea și chemarea? Și cel mai frecvent răspuns e ăsta, de-aia pentru că stai degeaba. Orice om care a făcut ceva și Dumnezeu l-a găsit făcând ceva, pe acel om Dumnezeu l-a chemat în lucrare. Ce făcea Gedeon? Ascuns, dintr-un neam amărât, vai de el și de tăt neamul lui, și la un moment dat ăsta s-a dus să bată grâuntească, nu sta degeaba. În momentul în care s-o duc să bată grâuntească, să facă ceva, să aibă o activitate pentru cei care îl înconjurau într-un fel sau în altul, Dumnezeu vine la Gedeon și îi spune, tu ești, te-am găsit făcând ceva. Dragii mei, nu lăsați să treacă nicio zi fără să faceți ceva ca numele lui Dumnezeu să fie glorificat. Orice. La un moment dat câte cineva, adică oamenii așteaptă momentul ăla să vină Dumnezeu să-i pună în minte așa și să, da, mă, asta trebuie să fac. Nu, știi că uneori Dumnezeu te lasă pe tine să inventezi momentul? Știi că uneori Dumnezeu te lasă pe tine să creionezi momentul? Dumnezeu te lasă pe tine să îi dai o nuanță unei situații ca să poți să te duci să faci ceva ca Dumnezeu să fie glorificat. Și aici vă puteți face o socoteală bună. Băi, eu-s liber sau eu-s rob? Dacă stau degeaba în fiecare zi și nu fac ceva ca Dumnezeu să fie glorificat, înseamnă că-s robul cui nu trebuie. Doi, ascultați un al doilea semnalment al robilor cui nu trebuie. Pe marurile râului Babilonului ședeam jos, ăsta-i primul, doi, și plângeam. Acum e adevărat că noi românii, cum știm noi să cântăm doine de jale, nu știe nimeni. Cum știm noi să ne văicărim, nu știe nimeni. Noi toată ziua numai ne plângem. Cum? E rău, frate. E rău. Mă, să poate și mai... avem și niște expresii în alea mai... Să poate și mai bine. Serios, mă. Alții spun terapie intensivă, sondă la nas. Medicul vine și spune că mai are câteva zile și ăla zice lăuda să fie Domnul și noi pe picioare. Putere, ne dormim bine, ne trezim bine, mâncăm bine, să poate și mai bine. Nu v-ați întrebat deseori cât de ofensat se simte Dumnezeu? Când vede toate văicărelile oamenilor, știți cum ar arăta bisericile noastre dacă oamenii nu s-ar mai văicări? Știți cum ar arăta bisericile noastre dacă oamenii ar ști să nu se mai plângă? Nu că să nu plângă, e o mare diferență. La un moment dat vine Domnul și spune la Moise, Moise, ce-s cu strigătele astea de disperare? Ce-i cu văicărelile astea din popor? Ce-i cu văicărelile astea de 2 lei? Bă, dar nu mă ating pe mine văicărele. Da, rugăciunea cu lacrimi, e altceva. Dar sunt unii care toate ziua se plâng, bă-s bine, sănătoși, au case binecuvântate, Dumnezeu i-a ajutat, le-a dat, le-a făcut. Și în loc să facă ceva ca Dumnezeu să fie glorificat, stau degeaba și se plâng toată ziua. Că ar vrea mai mult, că și-ar dori mai mult, că de ce la ei nu e așa. Și omul rob, care se lasă robit de diavolul și de lumea asta, e toată ziua cuprins de diferite văicăreli în viață.
Un om care nu se văicărește întotdeauna are dorința de a face ceva. Uitați-vă numai, ia, studiați. Ăia care nu știu să se plângă au dorința să facă ceva. Eu trebuie, eu am 100 de tui, am un gard de tui acasă, așa am 100 de tui, am prejmuiesc gardul. Și la un moment dat, o trebuie să-mi curăț, că a venit soacra pe la mine zile trecute și o zbăt, nu vezi că ăștia se usucă. Și o trebuie să-i curăț, era prins, am avut mormântare, am avut vreo 30 de iurnă, cum fac? Pun mâna pe telefon și sun pe un frate, frate, nu-mi dai, te rog, omule, de ajutor. Cum să nu? Ascultați-mă, e bolnav de leucemie, are o casă de copii. Cu greu, dar nu l-am sunat să mă ajut. L-am întrebat dacă nu știe pe cineva care are o suflantă din aia, de fapt. Nu știe pe cineva care are o suflantă. Eu vin, zice. Eu fac rost, eu vin, eu iau suflanta, n-ai treabă, eu mă descurc, eu vin, eu îți fac tot. Bă, la un moment dat a venit acasă cu unul din copiii lui la noi, m-am uitat la el, zice, eu fac, n-ai treabă. O terminat, mătura niște frunze din alea și cu lacrimi în ochi îmi spune așa, frate Alin, telefonul tău a fost un răspuns la strigătul meu înaintea lui Dumnezeu ieri dimineață. Și am zis, Doamne, astăzi eu ce fac pentru Tine? Și nu am știut încotro să o iau. Am avut niște conserve, zice, mi-a dat cineva din străinătate, le-am împărțit pe la săraci și urma să mai fac ceva și nu știam ce. Și am zis, Doamne, eu astăzi ce mai fac pentru Tine? Și telefonul tău a fost un răspuns. Știți ce vreau să scot în evidență? Un om cu o situație a sănătății așa cum e ea, cu o casă de copii, cu probleme de tot felul, care ar avea un milion de motive să se plângă, să spună, unde-i Dumnezeu care mă lasă în situația asta? O zis, nu, pentru că eu sunt liber și în libertatea mea trebuie să trăiesc în așa fel încât Dumnezeu să fie glorificat. O zis, eu nu stau să mă plâng degeaba și eu nu stau degeaba și nu stau să mă plâng, eu mă duc să fac ceva ca Dumnezeu să fie lăudat. Pentru că, dragii mei, oamenii care toată ziua se văicăresc, nu-i bună aia, nu-i aș mai vrea nu știu ce, bă, dar până când o să fac cu tare lucru, până când o să fac și cu tare lucru, care oamenii care toată ziua se uită și se plâng pe ei înșiși, că ce greu le mere lor, în loc să facă ceva ca Dumnezeu să fie lăudat și glorificat. Știți ce mult binecuvintează Dumnezeu pe oamenii care nu se plâng și care fac? Îmi povestea fratele Tipei odată, zice, Alin, eram în spital. Cu el în rezervă era un comandant, colonel în armată, comandant, nu mai țin minte. Ori aflat tinerii noștri medici, asistenți, medici rezidenți, ori aflat că fratele Tipei e în spital, s-au dus toți buluc acolo aer în ăsta. Și la un moment dat, când s-au dus toți buluc acolo, în rezervă, au umplut rezerva. Și au zis, putem să cântăm o cântare? Și l-a întrebat pe colegul lui, vă deranjează dacă cântă copiii ăștia o cântare? Unii erau medici. Au zis, puteți. Și au început ăștia nu știu să cânt o cântare. După aia una dintre fete zice, frate Tipei, facem și o rugăciune. Era medic, fata. Și mă, fratele Tipei zice, să-l întreb pe colegul, putem să facem și o rugăciune? Și domnul ăla, poate deranjat de cântarea lor prea puternică, au zis, puteți totuși să mai cântați o cântare. Fata asta s-a uitat la ei și a zis, nu, nu ne plângem că nu ne lasă. Ne apucăm să ne rugăm. 2-3 și... S-a apucat la rugăciune. Fata aia, o fată sub o inspirație divină și a Duhului Sfânt, la un moment dat, o ia rugăciunea ei în vorbiri în alte limbi. Fratele Tipeu zis, bă, cum îi explic eu ăsta ce face doamna doctor, domnișoara doctor? Ăla o să-mi pun un milion de întrebări. Mă, numai aici o trebuie și să apuce. Aici, fix aici, o zis, bă, eu mă uitam, dar nu mai închei odată. Bă, și fata aia cu lacrimi în ochi. Și-o ridicam mâinile în salon și-o început să se roage și să spună în alte limbi, rugându-L pe Domnul și rugându-se și rugându-se. Se termină rugăciunea, pleacă toți. Și am rămas cu colegul meu și am zis, acum ce îi spun? Și asta cum o să înceapă să văicărească, dar o trebuie să-i aduci pe ăștia ei să-mi umple mie capul, să ne bată aici capul, să ne doară capul, că eu ce tare s-au rugat. Și la un moment dat colegul lui de salon îi spune, domnul Tipei, dumneavoastră cunoașteți limba mongoleză? O zis, nu. O zis, eu o cunosc. Fata aia n-avea de unde să știe că eu cunosc limba asta. Și Dumnezeul pe care voi îl aveți,
mi-a vorbit mie prin ceea ce spunea tânăra aia. Mi-a spus viața, mi-a spus ce trebuie să fac, mi-a dat direcție. Prin nu știu cine e fata, au zis. Dar aș vrea să o mai întâlnesc. Aș vrea să mai vorbesc cu ea. Pentru că niște tineri au ales să vină să nu stea degeaba, să facă ceva, ca în urma lor Dumnezeu să fie glorificat. Puteau să se plângă, să spună, bă, ne-am dus la fratele Tipe, hai să-l mutăm în altă rezervă, că la nu ne-o lăsa să ne rugăm. Nu, mă, nu v-ați, nu s-au plâns. Ori intrat în acțiune. Dumnezeu a binecuvântat acțiunea lor și a făcut să se cunoască că noi avem un Dumnezeu mare. Ei, caută Dumnezeu astfel de oameni. Toți se plâng. E greu, nu-i bine. Ei, nu știu, am câțiva prieteni în Israel, în armată, înrolați. Și mi-a întrebat, bă, cum sunteți? Deci la limită cu fâșia Gaza. Intrați sau nu intrați? Așteptăm ordinele. Bă, vă rog eu, stați mai în spate că vreau să vă mai am în viață. O să auzi. Noi nu ne plângem de asta. Avem un țel. Țelul nostru e să fim liberi. Să nu mai fim atacați de nimeni. Și luptăm pentru țelul ăsta. Dacă trebuie și până la moarte. Mi-e dor de oamenii care luptă pentru țelul ăsta înaintea lui Dumnezeu de a fi liber și să nu se mai lasă îngrădiți de diavolul în văicăreli și în plânse degeaba. E greu, frate, eu sunt tânăr, suntem puțini, uite ce puțini suntem noi, alții mai mulți. Și ce dacă? Cu o mână de oameni Dumnezeu scrie istorie, cu o mână de oameni care nu se plâng, cu o mână de oameni care fiecare în bucățica lui face ceva, Dumnezeu scrie istorie. Am văzut atât de multe grupuri mici care au ales să nu se lase robei plictiselii și ai văicărelii lor și au ales să facă ceva fiecare în bucățica lui. Și din grupul ăla mic de oameni, Dumnezeu a construit o comunitate frumoasă. Pentru că oamenii n-au stat degeaba, nu s-au lăsat robei statului degeaba, nici ai văicărelilor. Bă, noi nu suntem așa mulți ca alții, dar nu contează asta. Nu te mai plânge și începe să faci ceva. Ascultați un al treilea semnalment al oamenilor rău. Pe marile lui Babilonului ședeam jos, plângeam. Atenție, când ne aduceam aminte de Sion. Știți cum arată în al treilea rând ăia care sunt robiți de diavolul? Atenție, că am spus vorbă mare. Trăiesc tot timpul numai din amintiri. Eu m-am născut în casă de păstor, de slujitor, după aia data ulterior devenit păstor. Mi-am luat nevastă, fată de păstor. Eu am ajuns păstor. Dacă ești terorizat de ceva, îți dă expresia următoare pe vremea noastră. Mi-e rău când o aud. Socrul meu are 70 de ani. Un om excepțional. I-a spus odată într-o discuție, nu mai zi pe vremea mea. Noi vom zice pe vremea lui, știi când? Când ne uităm doar în poze la dumneatale. Când nu mai ești. Atâta timp cât ești în viață, înseamnă că e vremea dumneatale. Mergi pe picioare, predici, conduci mașina, ești pe picioare, e vremea dumneatale. Ăștia, poporul ăsta, puteau să fie liberi. Auziți, s-au pus să stea degeaba, numai să se văicărească și să-și aducă aminte că ce bine era la ei în țară. Când ne aduceam aminte de Sion. Ascultați-mă bine, v-a adus Dumnezeu aici, v-a așezat aici, știți de ce? Să arate Dumnezeu că El poate să mai creioneze biserici frumoase, comunități frumoase, că poate prin voi să mai aducă oameni la mântuire, că puteți să trăiți liber, neîngrădiți de diavolul, că trebuie să vă gândiți întotdeauna la Dumnezeul care prin voi vrea să lucreze astăzi. Că Dumnezeul nostru e Dumnezeul lui astăzi. Cei mai mulți, din păcate, care se simt super spirituali, se gândesc tot timpul numai la trecut. Bă, ce fain era când ne adunam la rugăciune acum 20 de ani. Dar care e diferența? Adunați-vă și astăzi. Să vezi că și astăzi coboară Dumnezeu. Bă, cum era când eram noi tineri? Cum era? Erați cu mai mult păr, mai slab și mai frumos, poate. Sau mai urât, nu știu. Atât, cum era? Care era diferența? Astăzi, în generația noastră, Dumnezeu mai poate să mai scrie istorie frumoasă. Când găsești o comunitate de oameni care nu se lasă robei
ai plictiselii, care nu se lasă robei văicărelilor, care înțeleg că trebuie să se pună înaintea lui Dumnezeu cu tot ce au și cu tot ceea ce sunt, să-L trăiască pe Dumnezeul lui astăzi, nu doar pe Dumnezeul trecutului. Noi luăm, dacă vreți, o învățătură din trecut, dar o așezăm în generația noastră, îl punem pe Dumnezeul lui astăzi, îl credem că Dumnezeu are aceeași putere și în vremea asta și mergem înainte plin de bucurie, trăind liber, făcând ceva ca Dumnezeul generației noastre să fie glorificat între noi astăzi, ori de câte ori suntem împreună, să se vadă că noi nu suntem singuri, că noi avem un Dumnezeu care ne supraveghează. Dar are nevoie Dumnezeu de oamenii care să-L creadă astăzi. Știți ce mi-a plăcut mult la Avram? Avram a zis așa: voi să rămâneți aici că eu și băiatul ne întoarcem iarăși. Când? Cât de repede. Nu a zis Avram: bă, Dumnezeul meu a putut cândva, acum uite ce-mi cere. Avram l-a crezut pe Dumnezeul lui astăzi. Pentru că Dumnezeu l-a crezut pe Avram l-a crezut pe Dumnezeu în generația lui, în vremea aia. Avram a inventat, dacă vreți, una dintre cele mai frumoase expresii ale Bibliei: Domnul va purta de grijă. Pentru că Avram îl credea pe Dumnezeul lui astăzi. În vremea pandemiei, eu m-am dus în mall, am intrat într-un mall, așa e mai pe ilegal. Că nu se intra în mall, numai, nu, cu tot felul de, așa, cu codul ăla, QR, hai, intru. Și la un moment dat mă plimb pe acolo și mă strigă un fat: frate Alin, frate Alin, frate Alin. Păi era acolo vânzător la un magazin de telefoane. Mă duc: frate Alin, zice, bine, mă bucur că vă văd. Vă rog, mă, vreau să vă spun ceva. Vă rog, ajutați-mă un pic. Zice, am avut un vis atât de urât, Doamne, să vedeți ce vis am avut. Și a început să-mi povestească visul. O venit tancuri, o venit război, o venit din aia să vezi. Bă, la un moment dat era un vis atât de complicat și atât de înfiorător. Și eu stăteam și ascultam. Și gata visul, ea săracă era atât de transpirată până o gătea de spus visul. Și eu zic: și după aia? Și se uită jucat. Păi nu, că atât a fost. Atât am, da. Bă, eu am crezut că știu ceva mai așa, care să-i țină piept lui Dumnezeu. Dar ce ai zis tu? Păi, floare la ureche. Dar nu vă speriați, am zis, nu vi frică, deci o să mai vină. Nu. Pentru că Dumnezeu are pentru ai lui, ascultați-mă, care trăiesc liberi și care îl glorifică pe el în fiecare zi, are un verset care rămâne în picioare: eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor. Dar cu care voi? Cu care voi? Care sunteți cei voi? Ăia care faceți în așa fel încât numele lui Dumnezeu să fie glorificat. Ăia sunteți voi. Și în momentul în care viața mea e liberă, nu e îngrădită de diavolul nimica, e liberă. Și în libertatea asta eu fac în fiecare zi ceva ca Dumnezeu să fie glorificat. Nu mă plâng și din tot ce am, puținul ăla, multul ăla, încep să-l pun la picioarele lui Dumnezeu. Încep să ascult de Dumnezeu. Nu stau degeaba, încep să înaintez înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu rămâne lângă mine și eu alături de Dumnezeu îi scriu victorie. Știți cine a făcut asta? Văduva aia care a venit la omul lui Dumnezeu, la Elisei. Păi câte motive avea femeia asta să se plângă când a venit cămătarul și a zis: ascultă-mă, femeie, tu n-ai ce să-mi dai, copiii tăi, fă-le bagajele că vin după ei să iau rob. Ea știa ce înseamnă să iei un copil rob. Ar fi avut femeia asta un milion de motive să se văicărească. Ar fi avut femeia asta un milion de motive să stea degeaba închisă în cameră și să plângă toată ziua. Eu, ce rău mie, nu mai pot, uite unde am ajuns, aici mi-a trebuit să ajung. Dar ce a făcut femeia asta? S-o lua și-o plecat. Acțiunea ei, plecatul ei de acasă la omul lui Dumnezeu a fost deja binecuvântat. Mai apoi, în loc să se plângă, a început să asculte. A primit câteva indicații. Nu am început să trăiască din amintiri că soțul meu a fost și cine am fost noi și stai să vezi că noi. Nu! Femeia asta a zis, ce ai zis? Să-l ascult pe Dumnezeu astăzi, da. Și Dumnezeul lui astăzi va interveni, da. Nu astăzi îl ascult. Și eu dau câteva indicații. Te duci acasă și cer vase. Nu cer puține. Cer de la toți vecinii tăi. Închizi ușa după tine. Și bași copiii tăi în casă cu tine. 4 indicații clare. Dacă femeia asta n-ar fi ascultat de Dumnezeul vremurilor respective, a glasului omului lui Dumnezeu, n-ar fi putut să trăiască victorie. Dacă s-ar fi plâns și ar fi zis: bă, omule bun, o întrebat-o ce ai acasă. Dacă era român, că zicea: n-am nimic. Că noi cu 2 baxuri de ulei zicem că nu mai avem. Ce ai acasă? Puțin un de lemn, ăla mi-l trebuie. Nu, cu puținul ăla un de lemn, Dumnezeu scrie istorie astăzi. Pune-l în aplicare.
Du-te și strânge vase. Bă, stai puțin, tu-ți bagi joc de mine. Avea motive să se văicărească și să se plângă de două ori. Păi eu am copiii cum îi am. Uite-te în ce situație am ajuns. Ăla vine să-mi ia copiii și tu-ți bagi joc de mine. Tu mă pui să cer vase de la toți vecinii mei să torn într-o cănuță, să torn din sticla asta mică, să umplu vreo 25 de vase de 30 de litri bucata. Tu-ți bagi joc de mine. Dar femeia asta nu. O zis, asta spune Dumnezeului astăzi. Da, mă duc să-l ascult. Imaginați-vă că femeia asta se duce și le zice la vecin: vecinul, îmi dai și mie, te rog frumos, niște vase de unde lemn? Acum permiteți imaginația mele. Eu îți dau, dar le-ați de unde lemn, nu să pui murături. Nu, că unde lemn pun. Mi l-am imaginat pe vecinul la ironic, o fi strigat la altul: auzi, vecine, n-ai și tu niște vase, că-i trebuie la sărăntoaca din colțul străzii niște vase, că toți știau că e săracă. Îi trebuie niște vase de unde lemn. Bam și eu, câte ai? 10. Tu câte ai? 15. 25 îmi trebuie. Dă-le încoace, că mi le trebuie pe toate. Femeia asta îl asculta pe Dumnezeul vremurilor ei și a zis: bagă pe copii cu tine în casă. Dacă nu i-ar fi băgat pe copii cu ea în casă, ar fi pierdut bătălia. Copiii apropiau vasele, erau grele, ar fi obosit. Închide ușa după tine. Dacă n-ar fi închis ușa după ea, tâlhare din vremea aia care băteau drumurile, drumul mare, ar fi intrat și ar fi furat tot, i-ar fi furat tot unde lemnul. Femeia asta, în loc să stea degeaba, în loc să se văicărească, în loc să trăiască din trecut, că ce fain era când era bărbatul său în viață și ce tare cobora Dumnezeu, a ales să-L experimenteze pe Dumnezeul cel adevărat astăzi, în momentul ăla. Fără să stea degeaba, fără să se văicărească. Toarnă vasele, se umple, când nu mai fost niciun vas, o zis copilul: mami, gata, e ultimul. Serios, că nici nu mai cură niciun de lemn. No, s-o gătat. O venit cămătarul, zice: am venit să-ți iau copii. Nu, stai că am vase cu unde lemn. N-ai tu cât te întrebă mie, 25 să ajung? Și prea multe, dă-le. O putut să scrie o istorie frumoasă, dar dacă ar fi stat și s-ar fi văicărit în casă, n-ar fi făcut nimic. Dacă s-ar fi stat și ar fi plâns numai și ar fi spus și omului lui Dumnezeu: bă, tu-ți bagi joc de mine, n-ar fi făcut nimic. Dar uite ce istorie frumoasă a făcut o femeie liberă, care a zis: sunt liberă să te ascult în tot ceea ce îmi spui. Eu vă întreb pe voi astăzi, se mai găsesc oameni liberi care să asculte în tot ce Dumnezeu le spune? Și în ultimul rând, pe marele râului Babilonului ședeam jos, plângeam, când ne aduceam aminte de Sion și ascultați, în sălcile din ținutul acela ne atârnaserăm harpele. Eu dacă v-aș întreba acum care e harpa care Dumnezeu ți-a dat-o, omul ar spune: eu n-am niciuna. Ai mai multe decât crezi. Numai că diavolul e foarte bucuros că noi luăm harpa vieții noastre și o punem în cui. Și gata. Ce n-avem ce să facem. Eu le-am spus copiilor mei că poate să-mi spun orice, numai un singur lucru să nu zică pe acasă. Ne plictisim. Îl mai auzeam pe Mateo: bă, tu te faci, eu mă plictisesc. Cum să te plictisești, mă? N-ai cum. Dumnezeu ți-a dat o harpă. Și aici harpa poate să arate în diverse forme. Nu o pune în cui, ascultă-mă bine. Lucrează cu harpa aia, știi cum zice Biblia, și la timp și ne la timp. Dumnezeu îți dă o conjunctură a vieții. Nu o pune în cui. Profită de ea. Dumnezeu așează oameni lângă tine. Ascultă-mă bine, gândește-te și întreabă-L: Doamne, de ce l-ai așezat pe omul ăsta preț de 3 ore lângă mine? De ce? Tu vrei să faci ceva. Timpul ăla lângă o persoană care poate n-ai văzut niciodată, nu o pune în cui. Nu știi de ce Dumnezeu l-a pus lângă tine. Lasă Dumnezeu harpe pe mâinile noastre în diverse forme și în loc să profităm de ele, le punem în cui. Eu am trăit o experiență frumoasă, am zis-o prin predici, poate unele ați auzit-o, dar vă prinde bine. Aveam vreo 13 ani. Bunica mea mi-a dat o harpă, la figurativ vorbim. În satul bunicii mele moare tata la vreo 7 copii în accident de tractor. Și la un moment dat, bunica mea împreună cu alte femei din biserică s-au hotărât să le ducă de mâncare pe rând, prin rotație. Eu aveam vreo 13 ani, mă jucam cu prietenii mei, cu verișorii mei. Și bunica vine la mine și îmi spune: Alin, ia plasa asta cu mâncare și du-te și pune-o la familia în gard, în poartă, o lași acolo și pleci. Era harpa care bunica mi-o punea în mână. Prima mea reacție, a zis: știi ce, bunică, și acum permiteți parafrazarea mea, pune-o într-un cui, adică trimite-l pe altul, că eu nu mă duc. Nu vezi că mă joc?
Nu vezi că acum eu până plec ăștia toți pleacă? Până mă întorc eu înapoi și nu mai am cu cine să mă, numai pe mine m-ai găsit? Parcă așa cum mai văd privirea bunicii mele care mi-a spus, Alin, Dumnezeu are nevoie de tine, nu da cu piciorul. Permite să continui în parafrazarea mea, ia harpa asta, fă din ea o valoare. Iată, du-te. Nu m-am dus că am înțeles eu măreția cuvintelor și doar că am iubit-o pe bunica. Am târât de plasa aia bombănind vreo 3 km până în sat, prin praful de la țară, am bombănit non-stop, bineînțeles. M-am dus și am pus-o în poartă și am plecat tot supărat că nu o să mai îmi găsesc prietenii de joacă. M-am întors înapoi acasă și bunica îmi spune, nu fi supărat că știi ori plecat, că vine mâine. Dar să știi că ceea ce tu ai făcut astăzi, Dumnezeu va fi într-o zi glorificat. Am uitat asta. Am ajuns mare, am ajuns predicator, păstor, am ajuns într-o țară din Occident la o conferință și la finalul conferinței vine la mine un soț, soție și cu câțiva copilași. Și mă întreabă ea, soția, mă mai cunoști frate Alin? Și am zis, nu. Eu-s din satul bunicii tale, tata nostru a murit când noi eram copii. S-a răsturnat cu tractorul. În mintea mea mi-am adus aminte și în fața ochilor mei mi-apare imaginea când eu m-am dus cu plasa aia bombănind să le-o pun în poartă, că a insistat bunica să nu-mi pun o harpă în cui. M-am dus și am pus-o, nu le-am spus nimic, în mintea mea se derulau imaginele alea. Aveau câțiva copilași acolo și la un moment dat am început să povestesc cu ei. Ce vrei să te faci în creșmare? Na, povestesc cu copilași, mi-erau drag de ei. Dar o fetiță de vreo 4-5-6 anișori stătea acolo lângă noi, nu pleca de lângă maică, să-și parcă mai cerea conversație. Și eu o întreb, auzi, care e cea mai mare curiozitate a vieții tale? Și așteptam acum să-mi spună cea mai mare curiozitate a vieții mele, să merg cu racheta, să merg cu submarinul, să văd cum e, nu știu. Bă, să-mi zică ceva așa, a curiozități a vremurilor noastre. Dar fetița începe și plânge. Bă, și eu m-am speriat așa, stai un pic. Dar ce-am făcut? Că am întrebat-o care e cea mai mare curiozitate a vieții ei. M-am uitat la maică-sa. Maică-sa se uită la ea și îi spune, spune la fratele Alin. Oh, mi-am dat seama că ea știe, m-am mai liniștit. Se uită la mine fetița aia cu lacrimi în ochi, așa se uită în ochii mei. Frate Alin, cea mai mare curiozitate a vieții mele e să cunosc pe îngeri prin care Dumnezeu trimitea de mâncare la mame când i-au fost mici. A fost knockout. Bă, nu-mi vinea să cred. Bunica mea nu mai e în viață, i-aș fi spus asta. Și mi-am dat seama că mi-a pus o harpă în mână care aș fi putut să o pun în cui. Că mi-aș fi găsit un milion de motive să nu plec, să nu fac. Oamenii ăștia și-au pus harpele, știți ce se întâmplă când iei un ostatic? Îl dezechipezi, iei tot ce are. Și uite că la oamenii ăștia Dumnezeu a făcut în așa fel să le rămână instrumentele. Și le-au atârnat în cui. Cum să cântăm noi cântările, Domnul? Simplu, mă, cu gura și cu harpa. Cum? Simplu. Dacă trăiți numai din amintiri, nu vă puteți bucura de prezent. Dacă stai în roba plictiselii, nu te poți bucura de ce face Dumnezeu prin tine și cu tine. Dacă stai în roba văicărelii, nu te mai poți bucura de bucuriile care Dumnezeu le pune într-un om care se roagă plin de încredere și de speranță și mi-ai spune la Dumnezeu, Doamne, știu că Tu poți, eu n-am soluție, dar știu că Tu poți. Sunt rugăciunile care îl onorează pe Dumnezeu. Cele mai multe, Doamne, până când? De ce pe mine? Mai uită-te, mai uita, Doamne! Astea sunt cele mai multe rugăciuni pline de văicăreală. În schimb, rugăciunile care îl onorează pe Dumnezeu sunt următoarele, Doamne, știu că Tu poți. Știu că Tu ai vremea Ta până când vei aduce biruința. Ajută-mă să rămân lângă Tine, activ, nu rob al statului degeaba. Ajută-mă să rămân lângă Tine mereu, strâns legat de Tine. Și îl vei vedea pe Dumnezeu că în felul ăsta îți îndrămează viața și inima. Îi caută Dumnezeu pe oameni liberi. Sunt prea mulți robi în generația asta. Și îi caută Dumnezeu pe oameni liberi care fac ceva în fiecare zi, care nu se plâng, care au puterea să laude pe Dumnezeu prin tot ceea ce sunt ei. Îi caută Dumnezeu pe oamenii care trăiesc cu un Dumnezeu al lui astăzi. Dumnezeu rămâne același. Astăzi Dumnezeu are aceeași putere. Astăzi Dumnezeu vindecă cancerul. Astăzi Dumnezeu aduce sănătate. Astăzi Dumnezeu aduce revigorare. Astăzi Dumnezeu e atotputernic astăzi. Și îi caută Dumnezeu pe oamenii care nu-și atârnă harpele în cui. Și acum într-o analiză simplă, înainte de rugăciune, ce credeți voi
Oare n-ar trebui să ne cerem iertare Domnului pentru toate momentele în care am stat degeaba și ar fi trebuit să facem ceva ca Dumnezeu să fie glorificat? Oare n-ar trebui să ne cerem iertare Domnului pentru toate văicărelile noastre fără de sens, când de fapt ar fi trebuit să-i mulțumim pentru bunătatea cu care ne înconjoară? Oare n-ar trebui să ne cerem iertare Domnului că l-am minimalizat la trecut, l-am lăsat pe Dumnezeu undeva în anii 2005 în urmă, ce fain era pe atunci, și am uitat că același Dumnezeu e prezent și în generația asta. E același Dumnezeu și astăzi. Să ne cerem iertare Domnului pentru toate momentele când ne-am atârnat harpele în cui și le-am lăsat acolo și Dumnezeu ar fi vrut să cântăm din ele, ca Dumnezeu să fie glorificat. În seara asta poți alege să trăiești foarte liber, să nu te mai robească diavolul în statul degeaba, să nu te mai robească în văicăreală, să nu te mai robească cu trecutul, bă, numai atunci a fost fain, nu, astăzi poate să fie foarte fain, că Dumnezeul nostru e atotputernic și astăzi. Să nu te mai robească cu ideologia, bă, eu nu fac nimic, îmi agăț talentul meu și îl pun acolo, nu mai fac nimic, nu, fă! Le spuneam oamenilor și cu asta închei. Să mai miră câte unul când mai duc cu mașina la câte un schimb de ulei. Dar tu cum faci 20.000 aproape de kilometri pe lună în România? Și le explic, măi, ăștia 20.000 au fost cei mai binecuvântați kilometri din viața mea. Toți au fost făcuți la evanghelizări. Și zic, gândește-te la nopțile când mă întorc singur și conduc 3-4 ore până acasă și sunt în mașină eu și Dumnezeu. Și acolo încep să-i spun din toată inima mea, Doamne, Tu ești un Dumnezeu atât de mare că Tu ai soluție la problemele mele. Eu n-am soluție, dar Tu ai. Și mă trezesc deși ori a doua zi dimineața că-L văd pe Dumnezeu cum creonează rezolvarea unei situații foarte complicate. Și zic, nu, nu-s fain kilometri ăștia și nu-s binecuvântați, ba da, ascultați-mă bine, nu vă fie greu să-i faceți. Cu mașina, pe jos, cu buzunarul vostru, cu portofelul, cu inima, cu vorba, cu un mesaj scris, cu ce vreți voi, puneți voi ce vreți. Nu vă fie greu să faceți. Dumnezeu e acela care așteaptă și libertatea voastră. Și cred că în seara asta vrea să ne mai îmbrace pe toți cu a sa putere. Vă invit să vă ridicați în picioare. Și haideți să-L rugăm pe Domnul rugăciunea asta, Doamne. Pentru toate momentele în care ne-am lăsat robiți de cine nu trebuie, iartă-ne în seara asta. Și dă-ne puterea de care avem nevoie să trăim strânși legați de Tine într-o libertate deplină și prin noi să mai arăți că Tu existi. Și Dumnezeu să ne asculte, așa cum stăm, ne rugăm, Domnul.